Vreau să mă ascultați cu atenție, că aici suntem cei mai corigenți, să nu zic repetenți. Uităm să privim la darurile lui Dumnezeu din viața noastră. Ați primit vreun dar vreodată? Surorile, acum pe voi vă întreb. Un buchet de flori de la soții voștri, de la nuntă n-ați mai primit, așa? Ai văzut că știu eu. Prima dată din bugetul familiei să tai florile, lucru neesențial, nu? Auzi, însuși prin definiția cuvântului dar, dar înseamnă că nu l-ai meritat, n-ai dat nici cu sapa, nici cu coasa, frate. E dar, l-ai primit. Și auzi ce zice Dumnezeu acum. Ce lucru ai tu, omule, zice Dumnezeu? Și să nu-l fi primit. I-am spus unui prieten de-al meu, l-am văzut așa apăsat, deprimat. Știți că darul ăsta încurajării e foarte important. S-a dus cineva în vizită la un bolnav cu... Am mai luat cu el încă un frate. Și când a intrat fratele ăsta în salon la bolnav, s-a uitat la el și a zis, vai, dar ce rău arăți, zice. Tu ești gata, nu mai ai mult de trăit, zice. Auzi, dacă ai darul încurajării, folosește-l, dacă nu taci. L-am văzut pe băiatul ăsta așa deprimat și am zis să-l încurajez cumva. Și i-am spus, omule, ești cel mai bogat din lumea asta. Și a zis el, cum zici tu că-s bogat, că n-am casă, n-am masă, n-am nevastă, n-am nici bicicletă? Și ascultați ce i-am zis și asta e valabil și pentru voi. I-am spus, omule, ești bogat? Când dimineața aceasta te-ai trezit din patul tău și te-ai îmbrăcat singur, ce bogat ești să te îmbraci singur. Știi cum te-ai gândit la asta niciodată? Știți, pe mine astăzi m-a îmbrăcat nevastă mea. E adevărat că m-am îmbrăcat bine, nu? M-am îmbrăcat bine. Ea totdeauna m-a îmbrăcat așa bine. Auzi, ai putea să încerci. Uite, spun ceva, să nu se supere frații predicatori aici. Experiența asta face cât 1000 de predici. Hotărăște o zi, dar fă ce zic acum. Hotărăște o zi să nu-ți mai folosești mâinile deloc. O zi numai, hai că nu mori o zi. Ai încercat tu și ce nu trebuie în viața asta. Uite, încearcă-o și pe asta. Uite mâine dimineață. Dar încearcă-ți, fă ce zic acum. Mâine dimineață să te scoli din patul tău, să nu te duci la lucru, că n-ai cum. Să aștepți să te îmbrace cineva. O zi. Să te pui la masă, omule, și să aștepți să te hrănească cineva. Să-ți dea în gură să mănânci cu lingura, ca la copiii mici. Numai o zi. Să te duci la toaletă, acu. Asta e cel mai greu. Să te duci la toaletă și să aștepți să meargă altul cu tine. Și cât ești tu de mare și de tare și de mândru câteodată, să aștepți să intre altcineva cu tine în toaletă. Să te ajute în cele mai intime lucruri despre care nu pot vorbi aici. Să te spele pe față, pe dinți, să te lege la șireturi, să te scarpine în cap. La asta chiar nu te-ai gândit niciodată, așa e? Vă spun eu ceva. Cel mai groaznic lucru din lumea asta este mănânci în cap. E groaznic. Da, da. Ascultă-mă. Dacă o să faci asta o zi în viața ta, o zi, o să vezi ceva ce n-ai văzut de când mama ta te-a născut. O să-ți dispară toate mofturile, toate pretențele, toate cârtirile, toate nemulțumirile. Nu o să mai vrei nimic, măi. Nici casă mai mare, nici bani mai mulți, nici nu știu ce ai visat tu. Nu o să mai vrei nimic. O să fie ziua pocăinței tale. O să-ți dai seama că darurile lui Dumnezeu nu se pot cumpăra cu bani. Nu vezi tu, omule, zice Dumnezeu, că-și bunătatea mea te îndeamnă la pocăința. Așa zic oamenii, nu? Toată ziua auzim, bă, de ce să mă pocăiesc eu? Că eu n-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa, știți voi. Dar Dumnezeu zice, nu, tu trebuie să te pocăiești că eu, Dumnezeu din ceruri, am fost bun cu tine și punct. Și acum te întreb, are Dumnezeu dreptate? A fost Dumnezeu bun cu tine? Te-a dat Dumnezeu casă, masă, familie, copii? Te-a binecuvântat Dumnezeu că nu mai știi de bine? A fost Dumnezeu bun cu tine? Dar ascultă-mă acum cu atenție. De ce crezi tu că Dumnezeu a fost bun cu tine? Că ești mai grozav cumva ca alții? Că ai vrut merit înaintea Domnului? Că ai făcut tu ceva deosebit? Da, de unde?
Și bunătatea lui Dumnezeu e mare în dreptul tău în seara asta, pentru că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință.